Irina discuta cu Mihai și Hatice, iar Mihai spunea că lui se pare că Antonio a fost implicat, zicea el, involuntar în discuția aceea cu Zane, iar Hatice spunea că s-a implicat pentru că a vorbit și el și chiar dacă cumva au vorbit împreună, dar s-au înțeles separat, totuși este și el vinovat. Apoi Hatice spunea, eu vreau să iasă Zane și să se folosească amuleta și să nu iasă de fapt niciunul. Spunea Hatice că ei îi se pare că oricum s-a dat cam mult în Giulia tura asta în emisiune. Irina spunea că și ei s-a părut că s-a dat în Giulia cam mult. Iar Hatice apoi zicea că i-ar părea rău să iasă Antonio și Giulia acum, pentru că zicea ea, uite, noi cuplurile suntem sudate, suntem la un nivel avansat și știm că ne vom aștepta afară, însă Giulia și Antonio sunt abia la început. Irina apoi întreba, da, voi ce feeling aveți? Cine va ieși Giulia? Și aici s-a întrerupt sonorul.